Salut! Astăzi vom culege minunatele vișine. Vișinul este gata, fructele sunt coapte, au o aromă deosebită, este foarte cald afară, este ora 7 dimineața și sunt 24 de grade. Dar haideți să culegem împreună aceste fructe minunate și să ne bucurăm de ele consumându-le în stare naturală sau transformându-le în diverse preparate. Preparate pe care le vom pregăti în casă în mod sănătos pentru consumul de peste iarnă. Vișinele se culeg ca și cireșele cu grijă, în sensul că nu trebuie să rupem codițele. Culegem cu grijă doar fructele și lăsăm codițele atașate de ramură. În felul acesta ne asigurăm că nu rupem mugurii floriferi, mugurii roditori, din care an de an se formează florile și implicit fructele de vișin. Dacă lăsăm codițele atașate de ramură, nu este nicio problemă. Aceste codițe se vor usca în timpul sezonului rece, iar în primăvară pomul va fi curat și va putea genera din nou fructe minunate de care să ne bucurăm an de an. Dacă recoltarea este deficitară și rupem acești muguri sau mai mult, rupem crengi întregi din vișinul sau cireșul nostru, să nu ne mirăm că în anii următori nu vom mai avea fructe din abundență. Uitați acest vișin bătrân, ce fructe minunate are și cât de multe sunt. Mulțumesc pentru atenție, aveți grijă de voi, bucurați-vă de fructe, bucurați-vă de viață. Multă sănătate!